Niciodată să nu comanzi pizza la ora 3 dimineața. Salutare băieți și fete, numele meu este Marius Iancu și astăzi ne jucăm un nou joc horror care se numește The Pizza. Care-i treaba cu jocul ăsta? Ci că noi organizăm o petrecere și ne gândim să comandăm niște pizza noaptea, după miezul nopții, pe la ora 3 dimineața. Și vă dați seama că nu este deloc o idee bună, însă sunt chiar foarte curios ce o să se întâmple. Așa că hai să-i dăm play. The Pizza, play, hai să vedem. Ok, I'm so excited for the party today. I need to prepare everything. Ok, deci eu sunt foarte, foarte entuziasmat pentru că, după cum v-am zis, dau o petrecere și trebuie să pregătesc totul. I should first order a pizza. There should be a flyer with the number somewhere in the house. Ok, deci prima dată ar trebui să comand o pizza și ar trebui să găsesc un fluturaj de la... Știți, fraților, fluturajul de la pizza, unde ți arată care e numărul de la pizzerie și că trebuie să comanzi nu știu ce. Hai să vedem. Objective, trebuie să găsesc, fraților, fluturajul de la pizza. Mamă, dar ce... Bun, bă, prima dată, înainte să iau fluturajul, uite-se că l-am și văzut acolo, hai puțin să inspectăm casa asta, că pare super ciudată. Ok, avem acolo un de-asta de telefon. Bun. Uite fluturașul de la pizza. Zice aici care e numărul? 83... Stai. Zice 834711. Ăsta e numărul. A, și o să sunăm acolo. Bun. Deci stai, mai o dată. 834711. La numărul ăla trebuie să sunăm. Ok, dar stai să facem, așa un mic check. Mamă, bro, dar cine dai va vine la petrecere la casa asta, bro? Că e ciudată rău de nu vine și mobila asta, bro. Bă, mă sperie pe bune. Bai, asta... Mamă, bro, dar ce geam ciudat. Dat, bro. Bă, dar unde-i casa mea, meni, în pustie, tate? Ia stai, bro. Bă, așa pare. Și cât e ora? E ora 8 acum. Ah, ok. Bun. Bă, hai să-i dăm. Hai să-i dăm, faci ce zic. Hai. Deci stai. 834711, dacă mi-aduc aminte. 834711. Hai să vedem. 8, 3, 4, 7, 1, 1. Sună! Let's go! We got this! Come on! Pizza Butt Worker. Deci așa se numește. Pizza Butt. Ok. Zice hello. Greetings. I would like to order 4 large pineapple pizzas, please. Și că aș vrea să mănânc, să comand 4 pizza cu ananas mari. Frate, o scrieți la comentarii dacă mâncați pizza cu ananas. Eu n-am încercat niciodată. Chiar mă gândesc să încerc. Very well. Your order will arrive shortly. We hope you will enjoy it. Ok, stați puțin, o conversație destul de ciudată. Zice, foarte bine, comanda ta va veni imediat. Păi, dar stai, nu mă întreabă adresa? Frățior, ai uitat cel mai important aspect. Adresa? We hope you will enjoy. Și că sperăm că o să-ți placă. Bro, dar nu mă întreabă adresa? Alright, now I need to prepare some snacks and the movie. Bro, dar nu m-a întrebat adresa, men, de unde știe băiatul de la pizza unde să vină, mai ales că sunt în mijlocul pustietății. Acum trebuie să prepar niște snack-uri și un film. I should set everything up in the living room. Ar trebui să fac tot un living room. Prepare for the party, get her 3 snacks and a movie. Ok, deci trebuie să iau 3 snack-uri și să dau drumul la un film. Aici ar trebui să fac totul. Bun, păi cum fac rost de snack-uri? Sunt undeva pe aici, în frigider, da. Ia, vedeți aici, faceți, ce avem aici? Avem niște Kit Kat, care e scris quick cu strawberry. Astea știți că-s d-alea de face Rafael videoclipuri, fraților, cum îi spune, din Japonia. Could be that one of the guests. De ce? A bătut cineva la ușă? Băi, nici n-am auzit. Bro, a bătut cineva la ușă. Acum am auzit, ok. Vrea. Băi, asta e. Băi, se ascunde cineva pe aici? Băi. Aha. Ce e asta, man? Ok. Da, fraților, se pare că nu era nimeni la ușă. Mamă, man. Mamă, și-am lăsat și ușa deschisă. Ce prostă-s. Doamne. Bă, am lăsat fraților, am lăsat ușa deschisă și am găsit-o închisă. E cineva în casă. Sunt mort, am murit. E cineva în casă, bro, fiți atenți.
A murit, ăla a fost. A, nu. Bun. Hai să luăm celelalte snack-uri, până la urmă, da? Luăm punga de Lay's, care se numește Lulp. Let's go. Sună telefonul, check the phone, sună telefonul, ia, păzea. Pizza but worker, you have chosen wrong. Ok, deci vedeți, fraților, că e așa glitchuit și zice ai ales greșit. Bro, ce naiba vrea? Bă, frate, ce naiba se întâmplă, mea? Ce vrea ăla de la pizza? Lasă-mă pace, bro. Ok, și mai avem aici ce e asta, ia. Asta e un suculeț sau care treaba, ia. A, nu, e lapte. Lapte de căpșuni. That's strange. I should check the breaker. It's located outside in the back. A, mi s-a luat curentul. Ok, știu unde e breakerul ăla, dar prima dată vreau să mă uit prin casă. Bro, e cineva la mine în casă, 100%. Vă spun eu că e cineva la mine în casă 100% pentru că doar l-am văzut. Ia asta e numărul. Tot ăla e 834 Pizza Butt. Sunt curios, face, vreau să mă uit și eu pe aici. Ah, ce e aia? Bă, uite, aia e o vită? Da, cred că e o bucată de carne. Ok. Hai că am ieșit puțin afară, închid și ușa. Trebuie să... Ah! Bro? Bro? Cine e ăsta? Cine ești, bă, ciudatule? A dispărut! Bro, cine e ăla? Gata. Ok. Bă, bă, băi și fete, bă! Bă, da, pizza când și invitații mei când vin, bro! Pizza, invitații. Ia să ne uităm puțin, să vedem dacă e cineva pe aici. Ok. Ok. Ia să putem să luăm și vita aia? Nu, nu putem. Trebuie să dau drumul la televizor. Trebuie să găsim telecomanda, nu? And a movie. Cum prepare a movie, bro? Trebuie să dau drumul la televizor, frate. Să stau să găsesc telecomanda. Ok. Aha. A, ba nu. Trebuia să iau o casetă de-asta. Ok. Și o bag aici, nu? A, aici. A bătut cineva la ușă. Call that be one of the guests? Ar putea să fie un invitat? Sau poate ăla cu pizza? Ia, hai, doamne, și să fie un invitat. Ia, stai, poți să mă uit? Nu văd cine e de aici. Stai, bă, mai bate, că vin acum, bro! Mamă, mamă, care bate? Și-i falul ăsta. Mamă, bro! Bă, nu mă așteptam la asta, man! Oh my god, wow, wow, ok, fraților, aici s-a terminat jocul. Bă, a fost un joc destul de scurt, dar a fost chiar foarte interesant. Eu am fost Manu Siacu, v-am amintit și vă urez o zi minunată. Pa, pa!